Binecuvântat să fie Dumnezeu, în a cărui nume, în seara aceasta, suntem în Casa de rugăciune. E potrivit acum să redeschidem Biblia și să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Este scris în Evanghelia după Luca, în al 11-lea capitol. Vom citi paragraful cuprins între versetul 33 și 36. Ridicăm și să ascultăm Cuvântul. Nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric ia seama, dar ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, în tocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Amin. Mă invit să vă așezați. Cuvintele acestea pe care le-am citit din Sfânta Scriptură au fost rostite de Domnul nostru Isus. Vom începe cuvântul din seara aceasta aducându-ne aminte de ceea ce un om al lui Dumnezeu, un gânditor creștin, a exprimat într-o împrejurare. Numele acestui gânditor creștin este Francis Schiffer. El a spus așa, există un anumit conținut al lumii spirituale, al lumii materiale, carne, sânge, pomi și flori, cer și plante, precum și un conținut asemănător al lumii spirituale, suflete, îngeri, demoni și tot felul de activități ale acestora. Continua și fără scrind. Există o legătură între cele două realități, între cele două lumi. Noi oamenii, încheia el, trăim în această zonă de legătură. Și așa este. Potrivit Bibliei, în ființă există o lume vizibilă, cea în care noi locuim acum, în trup și o lume invizibilă, o lume spirituală, care influențează lumea aceasta vizibilă în care trăim. Noi oamenii avem din partea lui Dumnezeu capacitatea să locuim în zona de intersectare, de suprapunere a acestor două lumi. După trup, suntem în această lume biologică, fizică, și după Spirit, după Duh, avem capacitatea de a ne conecta cu Dumnezeu, de a experimenta relația cu Dumnezeu, de a realiza contacte, comunicare cu Îngerii lui Dumnezeu sau cu demonii. Biblia ne învață că există un război spiritual teribil, a cărui miză, în final, este mântuirea sufletului nostru. Dușmanul este diavolul. În războiul acesta, diavolul este însoțit de o mulțime de demoni îngeri căzuți, care prin căderea lor s-au făcut vrăjmași ai lui Dumnezeu. Dacă ar fi să fim lăsați de Dumnezeu pradă celui rău, pradă demonilor, eu socot că în fața celui mai slab dintre demoni am fi ca praful de pe cumpână. Niciunul n-am putea să rezistăm, E mult mai puternic decât noi. De partea noastră, vestea bună e că de partea noastră este Dumnezeu și El nu va permite celui rău să treacă limite pe care în bunătatea Lui și în grija Lui protectoare față de noi, Dumnezeu le-a stabilit. Cu siguranță că sfârșitul acestui conflict depinde fundamental de felul în care ne vom angaja cu alegerea noastră, cu voința noastră, cu inima noastră, trecând de partea lui Dumnezeu sau nu. Și cu aceasta venim la textul pe care l-am citit. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. În final, bătăliile cele mari pentru starea noastră spirituală, pentru mântuirea noastră, pentru sufletul nostru, se dau în fața ochilor noștri. Ochiul tău este lumina trupului tău. Povestea aceasta este veche. Aduceți-vă aminte că și primii oameni au pierdut bătăliile pentru sufletul lor, văzând. Eva a văzut, Adam a confirmat. Aceleași bătălii au fost purtate și în fața Domnului Isus, căruia s-a pus în față priveliști și priveliști, el însă a rezistat. Adam, Eva au căzut și atâția alții au căzut, au fost și din aceia care au rezistat și au biruit. În seara aceasta am pe inimă să vă împărtășesc, dragi tineri și estimați părinți și bunici, e o întâlnire a Bisericii lui Dumnezeu, un accent pe tineri și accentul acesta îl pun și părinții și bunici. E cineva aici bunic, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu trebuie să vă lăudați ridicând mâna, Domnul să vă binecuvânteze. Ah. Titlul mesajului din această seară este Bătălia de la poarta ochilor. Vom sublinia patru asemenea bătălii, lupte. Ele sunt date de oameni la toate vârstele, dar mai cu seamă sunt date de bărbații tineri, de femeile tinere, de băieți și de fete patru mari bătălii care se desfășoară sub ochi. Ți se pune în față ceva. Acel ceva aduce o viziune, o perspectivă. Intenția este pierderea sufletului. Dar haideți să vedem care sunt bătăliile. Întâi le vom numerota și după aceea le vom aprofunda. Prima dintre ele, este bătălia pentru identitatea spirituală. Miza acestei bătălii, obiectivul acestei lupte, este să răspundă la întrebarea, să se răspundă în final la întrebarea cine ești tu și cui aparții. Cine ești din punct de vedere spiritual și cui aparții. A doua bătălie este bătălia pentru sistemul de valori. Obiectivul acestei lupte este să clarifice în sufletul nostru răspunsul la întrebarea ce e bine și ce e rău. Cum definești morala? Cum definești binele? Cum definești răul? În final, răspunsul la întrebarea care este sistemul tău de valori? Cum gândești viața în perspectiva din perspectiva aceasta? Ochiul este lumina trupului tău. Bătălia a treia la care ne vom referi are un accent mai concret. Bătălie pentru integritatea materială. Și în zona aceasta s-au dat lupte sub ochii oamenilor, unii au biruit, alții au căzut. A patra bătălie, are un accent la fel de specific și concret, cu mare relevanță pentru toate vârstele și, în mod deosebit, pentru cei tineri, bătălia pentru integritatea sexuală. Trebuie să vorbim și despre asta. Și în zona aceasta se dau intense lupte sub ochi. Omul vede. E înfrânt sau învinge. Să le luăm în această ordine. Întâi, bătălia pentru identitatea spirituală. Așa după cum spuneam, obiectivul acestui conflict este să clarifice răspunsul la întrebarea cine ești și cui aparții. După Sfânta Scriptură, oamenii sunt împărțiți în două mari grupuri. O parte a lor sunt copiii ai lui Dumnezeu, și o altă parte, din punct de vedere spiritual, sunt copiii ai celui rău. Chiar dacă diavolul nu a creat niciun om, totuși, din punct de vedere spiritual, el este tată a celor care trăiesc în minciună, a celor care trăiesc în păcat, a celor care calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Isus a vorbit aspru, zicând unor oameni din vremea lui: Voi îl aveți de tată diavolul. După scriptură, un om poate să fie fie copil al lui Dumnezeu, fie copil al celui rău. Nu poți fi într-o a treia categorie. Fie ești de partea lui Dumnezeu, fie ești de partea celui rău. Fie Sufletul tău aparține lui Dumnezeu, fie aparține celui rău. Una din două. Aici nu există categoria celor nehotărâți, nu există zonă de compromis, nu există zonă de neutralitate, aici e alb și negru, lumină și întuneric, Dumnezeu și demon. Și tu ești în una dintre cele două părți. În momentul în care un om se întoarce la Dumnezeu, el trece de partea Domnului nostru Hristos, are în față o chemare, o chemare înaltă. Domnul Iisus l-a primit, l-a înfiat, este copil al lui Dumnezeu. De acum, în Cuvântul lui Dumnezeu, spune să vegem și să întărim chemarea și alegerea pe care am primit-o, că dacă vom face așa, nu vom aluneca niciodată. Există riscul să aluneci, să te degradezi. Și bunul nume și alegere și chemare pe care le-ai primit să fie degradate și să fie compromise. Există cel puțin trei zone în care se dau lupte pentru identitatea spirituală. Prima dintre ele este dorința după siguranță. Aș vrea să subliniez că aceste domenii sunt domenii care reflectă oarecum nevoie legitime. Și tocmai aici intervine amăgirea celui rău, când în zona unor nevoi legitime, pune în fața noastră mirajul, minciuna atracțiilor, prin care apoi caută să ne compromită calitatea de copii a lui Dumnezeu. Primul domeniu este dorința după siguranță. Această dorință este o dorință legitimă. Fiecare om are nevoie de sentimentul siguranței personale. Să trăiești fără frică să intri în locuința ta, să tragi ușa după tine și să dormi liniștit, fără spaima că ceva ar putea rău să se întâmple, este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Este și o nevoie legitimă. De cazul este că în zona aceasta pot apărea tentații, pot apărea riscuri. Frica este unul dintre ele în fața ochilor noștri poate fi dată o luptă pentru siguranță și în zona aceasta unii oameni din Scriptură au căzut, compromițându-și identitatea, punându sub pericol alegerea și chemarea din cauza fricii, a fricii de oameni, a fricii pentru propria lor siguranță. E sugestiv să observăm că Scriptura pune în fața noastră niște oameni cu mare greutate spirituală care, sub presiunea, fricii, au cedat. Mesajul pe care îl regăsim în aceasta este că dacă cei mari, cei puternici, s-au temut și ei și au căzut, ce o să facem noi, cei mici? Aș da un exemplu din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Aduceți-vă aminte de Avram. Cine ar putea să spună despre Avram ceva rău? numai Dumnezeu care l-a cunoscut. În Biblie spune că într-o zi, Avram călătorind dintr-un loc în altul, fugind de foametea care venea din urmă, a ales să se mute în Egipt. Era împreună cu soția lui, Sara, o femeie foarte frumoasă, și acolo, la granița Egiptului, înainte să treacă în țara vecină, au vorbit între ei, ca în familie. Avram a pornit de la un compliment. Sara, tu ești o femeie frumoasă. Când un bărbat, un soț, adresează aceste cuvinte, aceste cuvinte soție, cu siguranță că ele au sensul de compliment. Avram însă e mâncat de alte gânduri. El se teme pentru securitatea vieții sale. Și a continuat spunând, Egiptenii vor vedea și ei că ești frumoasă și te vor dori. Pe mine mă vor omori... ca apoi să te ia pe tine ca soție. Am o rugăminte. Viața mea să fie scumpă în ochii tăi, draga mea Sara. Cine să întrebe cine ești, te rog frumos să spui că ești sora mea. Dacă ai fi Sara, și soțul tău ți-ar zice așa cum te simți. Ce l-a determinat pe Avram să apeleze la această soluție? Răspunsul este frica pentru propria lui viață. Când circumstanțele, când presiunea împrejurărilor, când ceasul întunericului aduce norii negri a încercării, Acolo se gândește cu totul altfel decât în zilele bune. Un exemplu din Noul Testament. În cazul lui Avram, Dumnezeu a intervenit providențial și a protejat acea familie. Slăvit să fie Domnul pentru intervențiile sale providențiale în care ne scapă de fricile noastre și de greșelile noastre în mijlocul fricilor. Pe Avram l-a salvat. Al doilea exemplu este reprezentat de cel mai de cinste dintre apostolii Domnului Isus. Din nou, un vârf, Petru. Petru nu e un bărbat fricos, nu e unul pe care să-l sperii ușor, nu e timid, nu poate fi ușor intimidat. Caracterul lui vulcanic, hotărârea și fermitatea lui este ușor vizibilă când citești textele. Mântiți-vă de momentul acela în care a pus mâna pe o sabie și a zis, acum rezolvăm problema, să ne apărăm Domnul. Doar că în mijlocul ceasului întunericului, în care a ajuns și el, acolo alte legi fiind, a cedat. După cum citim în Biblie, a cedat în fața unei femei a unei slujnice care l-a întrebat, iscoditor, ieși tu cu Isus și graiul te dă de gol. Isus era bagiocorit, Petru era pe aproape, presiunea a fost mare și din cauza fricii pentru propria lui securitate și siguranță, s-a lepădat de Domnul Isus. Și țineți minte, vă rog, s-a lepădat în fața unei femei slujnice. În ierarhia greco-romană a societății, cei mai de jos din societate erau sclavii. Și în interiorul grupului sclavilor era ierarhie. Cele mai de jos erau femeile. Și din îndelegniciri, cei mai de jos erau portarii. Asta era ierarhia. Și aici este notat faptul că o femeie portăriță a fost instrumentul folosit de cel rău ca să-l pe Petru. Deci, efectiv, nu s-a deranjat să miște mecanisme prea complicate. Pe la mai de jos și mai de simplu, ca să ilustreze încă o dată cât de vulnerabil este cel mai tare. Când Dumnezeu îngăduie încercarea. Asta e. Petru fusese atenționat, roagă-te ca să nu cazi în ispită. Și el s-a lăudat zicând, cu tine merg până la moarte. Și nu s-a dus decât mult mai târziu, după ce și-a învățat bine lecțiile și-a învățat să umble în dependență de Dumnezeu. Și pe el l-a salvat Dumnezeu. Și acum venim la noi. Trăim vremuri în care oamenii caută să ne intimideze, stimați tineri, dragi fete și băieți, vor veni circunstanțe în care oameni, colegi de-ai voștri, de la școală, profesori, oameni din societate, vor căuta să vă intimideze și să vă controleze cu frica. Să nu vă fie frică de oameni. Să vă fie frică de Dumnezeu. Eu știu că cine se teme de Dumnezeu nu se mai teme de oameni. Iar cine refuză frica de Dumnezeu sfârșește prin a se teme de oricine dintre oameni. Să fiți sub oameni curajoși și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Un alt domeniu în care se dă luptă pentru identitatea noastră spirituală ține de dorința după popularitate. Adică, hai să luăm partea aceasta un pic mai pozitiv. Dorința după un nume bun e ceva pozitiv și în aceasta. Nu e un om pe fața pământului care să spună viziunea vieții mele este să am o reputație prostă. Până și cel mai nelegit dintre oameni, iar place să fie vorbit de bine. Această nevoie legitimă, dorința după un nume bun, poate să devină o cursă pentru suflet când omul așează popularitatea, dorința după influență, după putere și după nume, deasupra integrității, acolo se joacă identitatea spirituală. Amintiți-vă, vă rog, de regele Saul, care aici a căzut, un bărbat tânăr, un om cu o chemare, un om care ar fi putut să ajungă departe, un om care a fost ales de Dumnezeu în mijlocul unor circunstanțe cu totul nefavorabile, însoțit de Dumnezeu, el a primit o poruncă. Porunca aceea de a asculta, așteptând începerea luptei până când va veni profetul Samuel să aducă jertva. Presiunea a fost teribilă, Vântul ne spune că a cedat, la presiunea poporului a cedat a adus jerfa și ironia făcea că pe când termina lucru a venit Samuel. Samuel i-a vorbit aspro, i-a zis Dumnezeu te leapădă, neascultarea este la fel de vinovată ca idolatria, de ce ai făcut ce ai făcut? Și aici ies la iveală motivațiile. M-am temut de norod, poporul a cerut. Ce -i observat dragi frați și estimate surori, este că Saul nu a făcut un lucru lumesc. Actul lui de lepădare din fața lui Dumnezeu a fost semnat în contextul unei acțiuni spirituale izvorâtă, legitimă, să te rogi e rău, să aduci o jertfă, cei i bai în asta? El a făcut activități profund religioase, dar în neascultare de Dumnezeu, justificată de dorința de faimă și de popularitate, motivat de dorința de a fi plăcută înaintea oamenilor. Dumnezeu i-a întins o mână de har pe care a refuzat-o. Și știți cum a refuzat-o? Profetul i-a vorbit. Și strâns cu menghina cuvântului profetic, regele Saul a zis am păcătuit. Așa este. Am păcătuit. Și dacă se oprea aici, era bine. Dar a continuat zicând, acum hai cu mine, eu am păcătuit, rezolvăm problema asta. Dar acum, astăzi, hai cu mine și cinstește-mă în fața poporului. Asta era în capul lui. Să dea bine la oameni. Nu îl deranja că îi supăra Dumnezeu, nu îl deranja că Dumnezeu a zis că îl leapă, decât îl deranja reputația în fața oamenilor. Și acolo s-a dus. Acolo a fost lepădat. Niciodată nu și-a mai reverit. Dragii mei, când vom pune reputația noastră și popularitatea noastră deasupra integrității noastre și a fricii noastre de Dumnezeu, Acolo s-a compromis identitatea noastră creștină. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni modești. Amin. Amin. Mai sunt și alte sfere în care se dau aceste lupte. Aș vrea aici să fac o precizare. Identitatea noastră spirituală depinde de atașamentul nostru deplin față de Domnul nostru Isus Hristos. El este Domnul nostru, Salvatorul nostru și Mântuitorul nostru, numele Lui să fie binecuvântat în veci. Să vorbim despre a doua bătălie de la poarta ochilor, și anume bătălia pentru sistemul de valori. Așa după cum spuneam mai la început, miza acestui, acestei de a doua bătălii este... Să clarifice răspunsul la întrebarea ce e bine și ce e rău în conștiința ta, în ochii tăi. Cum îți definești sistemul de valori? Ce e pentru tine drept și ce e nedrept? Ce e pentru tine păcat și ce e dreptate? Cum definești răul și cum definești binele? Care sunt standardele tale de viață? Cine îți conduce? Cine îți formează valorile și cum iei deciziile? Adevărul e că lumea aceasta în care noi trăim și-a propus să redefinească valorile lui Dumnezeu. Și în ochii lumii a reușit. Succesul acesta nu e nou, e de când din lumea. În Biblie scrie despre asta. De la o generație la alta capătă doar alte forme, alte chipuri. Dar scenariul este același, doar actorii se schimbă. În generația noastră, lumea se exprimă pe platforme vizibile, cunoscute, accesibile. În general, putem observa două mari atentate la sistemul de valori. Ele, pe cât sunt de simple, pe atâta sunt de complexe. Primul dintre ele este atentatul la filozofia de viață. Aici întrebarea este, cum vezi tu viața? care e sensul vieții? Cum definezi sensul existenței? Lumea aceasta își propune să ne facă să ne convingă că viața este un imens parc de distracții. Că rostul lucrurilor, că tot ce este în lumea aceasta este pentru binele nostru și pentru fericirea noastră. Chipul acestui viață caută să ne convingă că lumea este un imens parc de distracții și că scopul principal pentru care existăm este acela de a fi fericiți de a ne câștiga fericirea. Până și Dumnezeu ar exista cu scopul de a furniza resurse ca oamenii să fie fericiți. Creștinii lipsiți de profunzime s-au lăsat influențați de această filozofie umanistă care postulează că în centru existenței este omul cu fericirea și cu binele și cu bunăstarea lui. Creștinii firești au redefinit această ideologie în ceea ce se numește umanismul creștin. Au reținut sub influența aceasta că tot ce este în lume este pentru binele lor. Că Dumnezeu vrea să fie fericit, să fie binecuvântat, să le meargă bine, să fie de succes. Valorile morale, valorile spirituale, cumva s-au învârtit în jurul acestei axe. Efectele în planul moralității sunt devastatoare. Aș da doar un exemplu. La o emisiune de radio, în care se vorbea prin, în interacțiune cu ascultătorii, se discuta despre divorț și despre recăsătorie. O doamnă a sunat la respectivul post de radio cerând să se adreseze în direct și, printre altele, a spus așa: Un lucru este sigur. Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită. Problema e că sunt măritată cu un bărbat care mă face nefericită. Știu că Dumnezeu urăște divorțul, că așa scrie în Biblie, dar în același timp scrie că Dumnezeu mă iubește. Așa că eu voi divorța de bărbatul meu și Dumnezeu care mă iubește mă va ierta și mă va binecuvânta și mă va face fericită. Sau crezi tu? Umanism creștin. Ține minte, lumea aceasta nu există ca să fii tu fericit în ea. Dumnezeu n-a făcut creația ca să fie un parc de distracție pentru tine. Apucăturile și poftele unui om care a întors spatele la Dumnezeu, nu. Pentru asemenea porniri, Dumnezeu a hotărât o zi a judecății. Să nu ne lăsăm amăgiți de ideologii contemporane care îl aruncă pe om în centru existenței, îndepărtându-l pe Dumnezeu și valorile sale. În final, trăim într-o lume creată de Dumnezeu și în privința aceasta, dragi tineri, vândem să-L iubiți pe Dumnezeu. Amin. Efectul acestui atentat la filosofia de viață, ține de atentarea valorilor morale, a valorilor de etică creștină. Iar în privința aceasta asistăm la o răsturnare în societate, vorbim a moralei, a spiritualității, în societatea contemporană laică, răul și binele au fost redefinite într-o formă cu totul potrivnică lui Dumnezeu și Sfintelor Scripturii. Când citim Biblia, acolo în ea găsim răspuns foarte clar la întrebarea ce e bine, ce e rău, ce e moral, ce e imoral, cum vede Dumnezeu curăția, cum vede Dumnezeu necurăția. Bătălia de la poarta ochilor se dă și pentru morală. Din nefericire, asistăm la o răsturnare a valorilor, a valorilor de morală creștină. Și poate că nu ne-ar îngrijora așa de tare această răsturnare a valorilor pe care o constatăm în societate, pentru că ea este stăpânită de cel rău și se duce la pierzare, cât îngrijorează faptul că sunt creștini și lucrători și slujitori care se pretind creștini, a căror valori morale sunt potrivnice celor revelate de Dumnezeu în Scriptură. Asta este dureros. Idolatria este la culme, materialismul, confortul, senzualitatea, distracția și divertismentul, grandomania și hedonismul, cultul personalității, lăcomia și furtul, minciunea, înșelarea, avortul, corupția, adulterul, pornografia, masturbarea, homosexualitatea, toate acestea au pus amprentă pe multe minți de tineri și tinere creștini. Morala. Degradarea ultimă nu constă în faptul că omul săvârșește aceste îneleguiri, ci că după o vreme conștiința lui s-a înțepenit și nu mai reacționează. Și după o altă vreme, insensibilitatea a devenit mod de a fi. Și non valoarea a devenit valoare. Răul a fost numit bine și binele a fost numit rău. Eu am citit cărți semnate de autori care se pretind scriitori creștini, care în scrierile lor spuneau că masturbarea nu e păcat, e o terapie. În viziunea uldora, avortul putea să fie justificat. Pornografia putea fi justificată. Rău e să comită omul păcat. Dar să ajungă până acolo încât să schimbe legea lui Dumnezeu. Asta e formă de apostazie. Și noi trăim asemenea vremuri. Vremuri în care oamenii își caută învățători, și caută predicatori, lideri spirituali care să le vorbească pe inimă și să le justifice trăirea, postulând cu predici și cu învățături noi aceste porniri. Bătălia de la poarta ochilor: bătălie pentru sistemul de valori. Dragi surori, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că aceste lucruri au fost anticipate prin Duhul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în epistola către romani în capitolul 1 anunța că vor veni vremuri în care oamenii vor să vârși răul și nu numai că vor să și răul, dar vor merge până acolo încât nu numai că vor face aceste lucruri, dar vor lăuda și vor prețui pe cei care le fac și vor sfârși prin a numi răul bine și binele rău. Trăim asemenea vremuri. Dacă ar fi să facem doar un studiu de caz, pe felul în care este concepută atitudinea societății omenești, creștine, pe problema homosexualității, ultime 200 de ani, câte s-au întâmplat? Și cum s-a ajuns ca în vremurile noastre să fie considerată pentru societate o normalitate? să se ajungă până acolo încât să fie biserici, să fie pastori, să fie preoți care să-i cunune, care să-i încânte, care să-i descânte, lideri religioși care să-l liniștească cugetele, nu reflectă toate acestea răsturdarea valorilor? Cu siguranță că da. Spune aici, de Nelu, ne cunoaștem de aproape 30 de ani. Ah tineri din generația noastră au căzut și s-au prăpădit. Ne uitam cu admirație înspre generația voastră, stimați tineri, și vă admiram văzându-vă în casa lui Dumnezeu. Și ne întrebam, veți rezista? Veți rămâne în picioare până la capăt? Răspunsul la întrebare cine ești? Răspunsul la întrebarea ce crezi tu că e bine și ce e rău? Soluția este în două direcții majore. Viața să vă fie predată Domnului Isus și Biblia să vă fie deschisă în fiecare zi sub ochi. Și așa ne sta în picioare până la capăt. Dumnezeu să ne ajute. A treia bătălie este bătălia pentru integritatea financiară. În zona aceasta s-au dat lupte și s-au dat sub ochi. Un exemplu biblic relevant, este reprezentat de un tânăr profet, avea perspectiva misiunii profetice, numele lui este Gehazi. Era slujitorul lui Elisei. Acest bărbat tânăr fusese ales să fie adus aproape de profet și probabil că era discipolul lui Elisei, în care Elisei investea, mentorând cu viziunea de a lăsa în urmă după el un bărbat puternic. Totul a mers bine până într-o zi. Lăcomia a infectat percepția lui Gehazi și ce este ciudat este că bătălia pentru integritatea lui și în final pentru sufletul lui nu s-a dat în unei persecuții. N-a fost în vreme de mare uscăciune spirituală, de tăcere a lui Dumnezeu, de absență a lui Dumnezeu. Și știți unde a căzut? În vârf. În culmea succesului, Dumnezeu îl vindecase pe Naaman. Slava lui Dumnezeu strălucea prin acel miracol într-un mod cu totul nou. Uluit de puterea lui Dumnezeu, Naaman a fost în stare să facă orice ca să-și arate recunoștința față de Dumnezeu. A venit pregătit cu daruri bogate să-l copleșească pe Profet. Și Profetul n-a vrut să accepte absolut nimic. Ghihaz era prin preajmă și și-a zis în sine, stăpânul meu l-a cruțat de pe păgânul ăsta, lasă că mă duc eu după el și rezolv eu o treabă. A alergat în urmă, fără să știe se nimic, ne spune cuvântul că s-a apropiat Nenaman și a zis, domnul meu, s-a întâmplat ceva nou. Domnul meu, profetul, te roagă frumos, nu pentru el, că în cel privește, a stabilit că nu ia nimic, dar au venit doi băieți și sunt necăjiți și pentru ei două haine și un talan de argint. Ai fi bun? Când Naman a auzit, a zis, asta e puțin, ia doi talanți, ia două rânduri de schimb de haine și l-a copleșit cu daruri. Și bucuros a luat darul, s-a dus acasă, le-a ascuns bine, pălat așa pe mâini și a zis, am dat o pitura. Nu știe nimeni. Și s-a dus la stăpânul lui, la Elisei, Elisei a zis, unde ai fost? Nicăieri. N-a fost Duhul meu cu tine când ai fugit după Naaman și ai luat de la el arginții? Nu, acum ascultă, băiete, a zis profetul. Lepra lui Naaman se va lipi de tine și din neamul tău cât o fi el. Acolo s-a destructurat tot. Și pentru ce? E drept că a devenit mai bogat cu doi talanți și cu ceva haine, dar acolo și-a pierdut sănătatea, onoarea, slujba, reputația și poate cei mai dureros dreptul de a urma în slujire lui Elisei pentru niște bani. Compromis financiar. Adevărul este că bătăliile acestea date pentru integritatea financiară s-au dat și sub ochii altora și ce este ciudat de observat în Scriptură este că cei care au căzut în zona aceasta nu și-au mai revenit. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre oameni care au căzut și și-au revenit, despre alții care au fost ispitiți profund și au rezistat și apoi despre alții care au căzut fără să-și mai revină vreodată. Balam a căzut cu bani și nu s-a mai ridicat. Acan la fel și nu s-a mai ridicat. Iuda la fel Anania și Safira, exemple din Noul Testament, la fel și nu s-au mai ridicat. Ghehazi despre care vorbim, le întregește numărul. Nu ne spune asta ceva? Dumnezeu să ne ajute să ne păzim de lăcomie. Bac de seamă la generația tânără păcatul acesta. Lăcomie. Să luăm pe scurtătura succesului. Cum să dăm lovitura? Cum să facem ce n-a mai făcut nimeni? Cum să am haina cea mai, telefonul cel mai, mașina cea mai? Și pe unii feciori auzeam zicând, uite-te la cutare că poate. Și ei, care aveau 20 de ani, se comparau cu generația părinților lor, nu cu părinții, ci cu alții. Între voi și ei sunt 25-30 de ani de muncă. N-aveti luați pe scurtătură decât dacă vă compromiteți. Păstrați-vă integritatea. Fuciți de lăcomie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și în final, bătălia pentru integritatea sexuală. Regret faptul că sunt nevoit să folosesc cuvinte pe care, de regulă, de care mă feresc când vorbesc în public, când vorbesc în biserică. Dar în limba română nu sunt alte cuvinte. Și dacă așa e, să stăm oleac, cum ar zice frații din Bucovina, strâmbi în limbaj, dar drepți în afirmații. În zona aceasta s-au dat sub ochii oamenilor lupte teribile. Unul dintre grăitoarele exemple din scriptură este cel consemnat în 2 Samuel, capitolul 11. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre David. Citesc versetul 2. Într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Nu mai citesc. Ați citit până acum, veți mai citi de aici înainte. Aici a început căderea. Scriptura ne spune că David a fost un bărbat credincios. Un om care a căpătat din partea lui Dumnezeu confirmarea că este om după inima lui Dumnezeu. Și de ce spun asta? Dacă în dreptul acestui bărbat ales de Dumnezeu, un soții de Dumnezeu, care s-a dovedit biruitor în fața lui Goliat, Testat în, te, în testul ascultării și asmeririi 30 de ani fugării de socul său care era împărat în timp ce David fusese de Dumnezeu uns împărat, numai că tronul era ocupat de altul nedemn. Anii aceia a rezistat. Și acum când este scos la loc larg, când totul se liniștește, diavolul se metamorfozează, ia chipul unei alte bătălii. Cu asta nu mai fusese încercat ispita sexualității. Și a căzut. A căzut. Este adevărat că s-a pocăit? Este adevărat că Dumnezeu l-a iertat? Nu l-a lepădat? Dar la fel de adevărat este că nimic în viitorul lui David după acel moment n-a mai rămas ca înainte. Consecințele au continuat. Stimați bărbați, stimate femei, cu toții trebuie să vegem aici. Mai ales cei tineri. Trăim vremuri în care societatea este guvernată de un duh de curvie obraznic care s-a țesut până în măduva societății. Pornografia, este atât de accesibilă și de facilă. Dacă ar fi să se spună public unde te-ai uitat pe telefon săptămâna care a trecut, s-ar fi rușine. Deci te bine, dragul meu tânăr. Gândiți-vă bine, stimați tați, să te prinde copilul tău? Imaginează-ți cum te-ai simți să vadă băiatul tău de 15 ani unde te uiți tu tată. Mai mare rușine. Vorba lui Spurgeon, ce e bun pentru gâscan, e bun și pentru gâscă. Așa zice el. Gândiți-vă la asta, stimate surori de credință. Senzualismul contemporan, vestimentații provocatoare, anturaj nepotrivit, familiarisme nepotrivite cu prieteni, cu prieteni de familie, relații nepotrivite la locul de muncă, toate acestea pavează drumul spre căderi de răsunet în zona sexualității. A trecut vara și o să vină alta. Eu știu cupluri care au divorțat și s-au prăpădit pentru că au fost prea prieteni. Vacanțe la laută, la mare, la munte. Familiarisme. Nu e potrivit. Nu e potrivit. Poate să vină ceasul în care cel rău să schimbe percepțiile, și să facă mai atrăgător sau mai atrăgătoare pe străinul de lângă tine. Dumnezeu încearcă să ne ajute să veghem bătălie pentru integritate sexuală. Totul pleacă de la minte, dragi tineri. Cum gândiți în mintea voastră? Bunul Dumnezeu să ne călăuzească și să veghem. Timpul a trecut. Mă apropii de încheiere. Patru bătălii date la poarta ochilor. Cea pentru identitatea ta spirituală, cea pentru sistemul tău de valori, integritate materială, financiară și integritate sexuală. Și acum, în încheiere, întreb: Unde sunt ați ochii tăi? Aduceți-vă aminte de bărbații din Biblie care au învins. Unul dintre ei, un model pentru tineri. Mă voi referi acum la un model pentru tineri și imediat la un model pentru bătrâni. Un model pentru tineri este Iosif. Bărbatul acesta tânăr a ales să rămână integru în mijlocul unor ispite și a unor tentații și încercări de neimaginat era departe de casă, ar fi putut o vreme să trăiască bine, să profite de situația în care se găsea. Dar a ales să rămână integru. Prețul pe care l-a plătit a fost teribil de greu. Să nu uitați că Iosif a intrat pe ușa pușcăriei cu reputația la pământ. Toată lumea a zis despre el că este un violator, un nerecunoscător care merită să înfunde pentru tot restul vieții lui pușcăria. Așa a fost dus în pușcărie. Un tânăr curat. Dar pe care, din cauza integrității, sistemul lumii aceleia l-a făcut praf. L-a făcut praf. Eu nu știu pe cineva din Biblie să fi plătit mai greu pentru integritate ca Iosif. Cred că a făcut sacrificiu suprem de, pentru ca să-și păstreze integritatea, a ales să-și pună la bătaie reputația. De regulă, reputația, numele bun se construiește când, ai, când, ești integru. Dar în cazul lui Iosif, din cauză că a fost integru, și-a pierdut reputația. Și asta e ciudat. Nu prea găsim în Biblie asemenea exemple. Iosif a fost un asemenea exemplu. Vă rog să observați că Dumnezeu n-a uitat jertfa sa. Și chiar dacă a trebuit să treacă ani mulți, Dumnezeu s-a îngrijit ca în final să reabiliteze pe bărbatul acela tânăr și să-l ridice peste toți dușmanii lui. Nu mi-aș fi dorit să fiu în pielea lui Potifar, în al nevestei sale nici atâta, când Iosif este restaurat. Dumnezeu răsplătește integritatea. Al doilea exemplu este motivator pentru oamenii în vârstă. Numele lui este Iov. Un bărbat mai în vârstă, cu copii mari, așezați la casele lor, câți ani o fi avut când a zis Am făcut legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit ochii au supra unei fete fecioare, nu scrie Biblia. Dar e limpede că era un adult cu copii mari și probabil un om mai în vârstă. A să-și păstreze integritatea. Frații mei, firea pământească, stimați frați, eu vârstă cu mine sau mai în vârstă decât mine. Acum, în ce mă privește pe mine și generația mea, nu ne putem lăuda că suntem tineri. Dar nici nu putem fi acuzați că suntem bătrâni. <laughs> suntem pănicăieri. Mi <laughs> se potrivește totuși ceva ce scrie în Biblie. Am fost tânăr și am îmbătrânit, zicea psalmistul. În ce ne privește, mi se potrivește, am fost tineri. Treaba cu am îmbătrânit, încă nu. Unii sunteți mai îmbătrâniți decât mine. Țineți minte ceva. Firea pământească nu îmbătrânește. Firea pământească nu îmbătrânește. Corpul îmbătrânește. Sufletul nu. Pornirile interioare nu. Când Scriptura se adresează creștinilor zicând, fugi de poftele tinereții, să nu spunem că se adresează doar tinerilor, se adresează tuturor vârstelor. Poftele sunt a tinereții, deși omul chinuit de ele îi bătrân deja. Îndemnă să vedeați. Ați cunoscut, am cunoscut și eu oameni care s-au degradat în anii bătrâneții. Probabil că multă vreme în tinerețe s-au jucat și o vreme au reușit să se ascundă. Dar Dumnezeu, a cărui justiție câteodată este poetică, nu lasă să se încheie, încheie viața unui om pe culmile reputației. Se îngrijește să dea cu el de pământ, din lumea mai dragă. Uneori chiar acolo, în buza ieșirii. Și poate că și asta este un har. Poate că și acesta este un har. Bătălia pentru integritate sexuală. Am un prieten și cu aceasta voi încheia chemându-vă să ne și rugăm Domnului când va veni momentul rugăciunii. Acest frate, un slujitor al lui Dumnezeu, un om cu mare reputație și integritate, ne-a vizitat familia în multe rânduri, el este păstor englez, numele lui este Johnny Dyer. Odată, într-o vizită pe care ne-a făcut-o, ne-a povestit o întâmplare. Venea de la o conferință, o conferință cu bărbați, cu bărbați lucrători, cu păstori, și ne-a povestit ce s-a întâmplat la conferința cu pricina. A venit un bărbat mai tânăr, un păstor mai tânăr, și i-a spus, frate Johnny, am, am visat un vis. Și în visul meu era un copac mare într-un câmp, câmpul era așa larg, deschis, și acolo undeva, în mijloc, era copacul acesta înalt și foarte puternic falnic. Deodată a venit un vânt, s-a iscat așa o furtună și vântul acela a lovit cu putere în copac cu gândul să-l culce la pământ. L-a izbit din toate părțile, s-a răsucit în jurul lui și n-a reușit decât să-i scuture frunzele. Apoi s-a făcut liniște. În liniștea care a urmat, a spus bărbatul tânăr, am băgat de seamă că în trunchiul copacului era o gaură. Nu era mare, dar străpungea trunchiul copacului, cum el așa, dintr-o parte până în alta. În liniștea aceea, parcă furtuna dinainte, vântul acela nepraznic, s-a adunat la sfat. Și s-a organizat într-o tornadă. ce a să bată așa cu putere, să se învârte departe de copac, să ia forță și apoi să se întoarcă pe orizontală și să izbească copacul în fisură. Numai acolo a insistat. Toată forța acelui vânt furtun nepraznic era concentrată în vârful acela a ei și izbea numai în fisură. Și atât a insistat până când copacul a cedat și s-a spart așchei. Nimic n-a mai rămas în loc. Și omul s-a trezit speriat a fost visul. L-a spus omului lui Dumnezeu și Johnny îl a tălmăcit. Copacul ești tu, furtuna este ceasul întunericului, fisura este gaura din caracterul tău, acolo te va lovi cel rău. Dumnezeu își cere să te trezești, să veghezi, să te pregătești, să repari ce e fisurat, că altfel vei fi distrus. După ce l-am auzit pe Johnny spunând aceste cuvinte, am luat un creion și într-un caiet în care îmi notez unele lucruri, am scris pe câteva pagini o întrebare. Care e, Doamne, fisura în caracterul meu? Să te gândești la asta, seara asta. Să te gândești bine. Acolo te va căuta. Acolo te va aștepta. Și acolo te vei face de rușine dacă, între timp, nu te întorci la Dumnezeu. Fie seara aceasta în moment de trezire. Amen.